400 de lei, vezi cum să crezi că atunci. Nu începe, zi. Putem începe? Da, serios, pot. Da. Bună ziua tuturor chișinăuienilor! Mulțumim celor care au venit astăzi să mediatizeze ceea ce urmează să vorbim. Cred că fiecare chișinăuian a primit o factură nouă în cutiile poștale. Începând, valoarea acestei facturi începe de la 120 de lei, minim, și poate ajunge la suma de 480-600 de lei, în funcție de numărul de persoane înscrise la acel apartament. Această taxă numită de salubrizare este o taxă inițiată exclusiv de Ivan Ceban. Este o modalitate a primarului de a mai scoate bani din buzunarul fiecărui chișinăuian pentru a mai suplini bugetul municipal cu minim 60 de milioane de lei. Este evident că acest lucru este o povară suplimentară pentru familiile din municipiu, impusă netransparent și pe sub masă de către Ivan Ceban, pentru a acoperi pierderile cauzate de contractele și cederile frauduloase ale primarului în favoarea prietenilor și susținătorilor săi. Este regretabil să vedem cum sub conducerea lui Ivan Ceban responsabilitatea financiară pentru relațiile sale privilegiate prevalează asupra bunăstării cetățenilor. Iată că, după înțelegerile cu fracțiunea socialiștilor, în data de 15 decembrie anului 2021, a fost votat un proiect de decizie cu privire la această taxă de salubrizare în valoare de 120 de lei per persoană. Și iată astăzi, stimați cetățeni, dumneavoastră sunteți practic impuși să achitați mofturile și înțelegerile lui Ivan Ceban cu socialiștii. Nu a existat niciodată și nu ni s-a oferit în Consiliul Municipal Chișinău nicio explicație sau justificare reală cu privire la noua taxă de salubrizare. De fapt, această taxă este o mână întinsă în buzunarul locuitorilor din municipiu. Modul cum a apărut această taxă e în stilul lui Ivan Ceban și noi cunoaștem acest lucru. Noi, de fapt, cu toții ne dorim un oraș curat și confortabil, dar nu putem păși și încălca legea și bunul simț ca să facem acest lucru, ca să compensăm, de fapt, favoritismul primarului din buzunarul oamenilor. Impunerea acestei taxe în valoare de 120 de lei fără a oferi explicații și justificări financiare și morale este o dovadă a lipsei de respect a administrației lui Ivan Ceban față de cetățenii care trăiesc în municipiu. Nu poți, pe de o parte, să te prefaci mare filantrop și, pe de altă parte, să jupuiești oamenii după logica și bunul tău plac. Invenția birului pentru curățenie nu rezolvă, de fapt, problema managementului deșeurilor și gunoiului din municipiul Chișinău. El vizual poate și va dispărea de pe străzi, dar va deveni o bombă ecologică sub coasta chișinăuienilor și locuitorilor din suburbii. Camuflarea problemei și măturatul ei sub covor e o practică normală și obișnuită pentru administrația lui Ivan Ceban. Doar că acest gunoi o să vină timpul și o să pută. Depozitarea necontrolată a celor 600 de tone de deșeuri zilnice la țânțărei are un impact negativ semnificativ asupra mediului și afectează direct calitatea vieții locuitorilor din zonă. Acesta este un eșec, de fapt, al administrației lui Ivan Ceban, care pune în pericol nu numai resursele financiare și banii fiecărui chișinăuian, dar și sănătatea și siguranța lor. Despre cum, de fapt, gestionează banii în municipiul Chișinău și despre soluția pe care oferă fracțiunea PAS în Consiliul Municipal Chișinău, astăzi ne va vorbi Dumitru Ivanov, colegul meu. Bună ziua! Sunt Dumitru Ivanov, consilier municipal din cadrul fracțiunii PAS și, după cum a spus și colega mea Zinaida Popa, pe noi încearcă să ne vrăjească cu sume mici de 10 lei la această taxă de salubrizare, când ea de fapt este de 120 de lei pe an per persoană. Dacă avem o familie de 4 persoane, suma ajunge la 480 de lei de an per familie. Primarul general a spus, citez, taxa de salubrizare ar urma să genereze un venit de 100 de milioane de lei la bugetul municipal. Dar haideți să recapitulăm cum în realitate primarul Ivan Ceban cheltuie banii publici. În anul 2022,
Primarul Ivan Ceban a folosit fără rușine proiectul de buget civil în valoare de 3 milioane de lei pentru a-și face reclama lui și primăriei din banii oamenilor. O altă găselniță a primarului este Planul Local Anticorupție, pentru care s-au alocat 5 milioane de lei în acest an. Sub noțiune precum transparență și anticorupție, Ion Ceban de fapt și-a alocat al doilea an deja bani pentru ziare electorale personale. În aceste ziare sunt publicate articole și imagini despre așa zisele realizări sau planuri mărețe pe care le are el și prietenii săi din primărie, fără să fie indicate cifre exacte și termeni reali de implementare. În luna mai acestui an, Ion Ceban a plătit aproape 4 milioane de lei pentru forumul socio-urban din bugetul municipiului Chișinău, pentru PR și populism politic. Doar pentru servicii de promovare a evenimentului s-au cheltuit în jur de 800 de mii de lei. Abuzul în serviciu nu se termină aici. Locuitorii din Chișinău primesc facturi pentru lunile precedente, iar pe Verso, primăria a pus din nou publicitate electorală, achitat tot din banii noștri, a cetățenilor acestui oraș. A întrebat Ion Ceban locuitorii din Chișinău dacă ei sunt de acord să plătească aceste milioane de lei pentru reclamă și PR politic. Nu. Fix așa va fi și cu această taxă pentru salubrizare. Avem suspiciuni că acești bani, care vor fi colectați anume în plin an electoral, vor fi cheltuiți la fel pentru promovarea imaginii lui Ivan Ceban și a prietenilor săi. Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău nu a susținut niciodată adoptarea acestei taxe de salubrizare. Ne angajăm să apărăm interesele cetățenilor și, în acest sens, am elaborat un proiect de decizie prin care cerem anularea acestei taxe de salubrizare și inițierea unei discuții largi despre ce înseamnă un oraș cu oraș confortabil, dar nu din banii cetățenilor, dar din profesionalismul și priceperea aleșilor locali. La ședința Consiliului Municipal de astăzi vom propune includerea în mod prioritar pe ordinea de zi a proiectului de decizie privind anularea taxei de gunoi a lui Ceban. Mizăm pe susținerea consilierilor municipal, cărora le pasă de locuitori din municipiu, și sperăm că interesul oamenilor va fi mai presus decât interesele gunoierilor politici. Vă mulțumim! Dacă sunt întrebați, vă rog să le puneți. Dacă nu, vă mulțumim pentru că ați fost astăzi cu noi. Cetățenii merită să fie informați corect. Mulțumim! Mulțumim frumos!